trebuie să ne adaptăm permanent la un registru vibrațional adecvat pentru a întări circuitul și conectivitatea noastră cu acel, cu acel plan, cu acel nivel vibrațional. Vedeți, este ca și cu visele, că m-ați mai întrebat. Un vis, să zicem, un vis care se repetă. Este foarte interesant. Visul este o noțiune abstractă. Și totuși, ca trăire, în acel moment când el se produce, acolo este o întreagă experiență. Este o experiență în care, implicit, existența noastră este confirmată. Dar este foarte interesant că este confirmată într-un mod indirect, subtil, pentru că noi dormim. Deci o existență care este confirmată dincolo de participarea corpului. Atenție! Și asta are o mare valoare. Deci existăm dincolo de o manifestare corporală. Da? Deci corpul nostru este întins ca un cadavru. Da? Este foarte nemișcat și există o experiență de viață, o experiență onirică, poate foarte bogată, care acolo se desfășoară. Cu un același sentiment acut de trăire, de experiență. Da? Dar acolo ce? Putem spune că lipsește conștiința? Nu. Pentru că noi acolo acționăm în acel plan. Și mai mult decât atât, noi ne percepem ca acționând și printr-un corp. De foarte multe ori, noi simțim că avem un corp care acționăm acolo. Și ăla putea fi altul decât cel din realitate. Poate să fie acela sau altul. Da. Și atunci, ce facem? Este o suprapunere de experiență. Da. Este o suprapunere de și niște condiții create pentru ca conștiința umană, printr-un fel de dezidentificare față de un corp, ea totuși să poată să urmărească amprentele unei experiențe din starea de veghe, traducându-le într-o dimensiune subtilă astrală, într-un anume mod. Și acolo are loc întregul film, întreaga panoramă a unui film care simțim unor că se desfășoară mai mult timp. Nu vorbim despre deformarea condițiilor spațiu-temporale, care poate să apară și pe care noi le acceptăm firesc. Cât de ușor ne este să acceptăm faptul că putem să fim acolo și apoi în altă parte. Că schimbăm zona în care ne aflăm, în acel vis. Da? Și noi ne bucurăm că, iată, ce bine că s-a întrerupt, apare o altă situație, nu mai este la fel de conflictuală sau tensionantă și noi continuăm mai departe visul. Sau pierdem conștiința visului nostru, uităm de faptul că visasem înainte ceva. Deci câte lucruri se transformă, lucruri pe care le și acceptăm acolo, cumva cu multă ușurință și totuși în viața de zi cu zi, lucrurile acestea nu se produc. Deci nu se produc atât de multă ușurință. Suntem foarte fortificați într-un mod de percepție, într-un mecanism mental, într-o schemă de funcționare, cu o mare amprentare rațională. Exact cum spuneai tu. În momentul în care vezi că există o gravitație, ceva care îl pui și nu are suficientă frecare, sau o substanță adezivă, trebuie să cadă la pământ. Și legea întotdeauna se va manifesta. Într-o altă situație, în alte condiții, aceea legea gravitației poate să fie puțin stopată. Să nu se manifeste într-un spațiu-timp diferit, într-un alt tip de zicem, într-un alt registru al experienței umane. Acolo poate să fie și o altă cauzalitate. Asta ne este nouă greu să credem, că poate exista și un alt nivel de cauzalitate. Și
Vedeți, în vis nu ne șochează de mult, ne șochează în viața de zi cu zi. Viața de zi cu zi ne șochează lucruri care se produc, deși suntem oarecum atât de obișnuiți cu ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și totuși continuăm să ne lamentăm, să fim surprinși de evoluția lucrurilor, să simțim că suntem vulnerabili, descoperiți la unele experiențe. Și de câte ori ele n-au fost repetate? Da? De câte ori n-au fost repetate? Pe când în dimensiunea astrală le luăm pe toate la grămadă, le acceptăm, se întâmplă lucrurile că avem experiențe chiar deosebite, zburăm și nu ne întrebăm. A fost un vis cu zbor. Am deplasat obiecte. A fost și telepatie. Și m-am simțit în două locuri simultan. Și sună bine așa. Discutăm despre toate aceste lucruri, acceptându-le, dar mai ca realități ce vin din zona aceea subtilă, astrală. Este ca și cum încercăm să le facem loc, da? Le facem loc, dar într-un registru care este foarte mult diferit de lumea aceasta fizică. Registru în care nici nu urmărim să pătrundem foarte mult. Ori, de exemplu, cei care studiază la Institutul Viselor în America, povestea aceasta cu stările onirice și cu stările modificate de conștiință, au putut să decodeze chiar o anumită activitate cerebrală specifică, având în vedere semnificația simbolică a viselor, de exemplu. Se poate decodifica ceea ce trăiesc oamenii în vis, pornind de la felul în care creierul și rețeaua neuronală sau rețelele neuronale sunt activate în timpul unui vis. Se poate spune dacă a fost un coșmar, dacă a fost un vis plăcut, dacă, da? Din patternul de activitate cerebrală care are loc acolo. Se urmărește chiar inducția unor vise plăcute. Ca și cum refăcând sau stimulând mintea într-un anume palier, deci urmărind să stimulăm să existe o anumită activitate cerebrală specifică, inducând starea de somn, constatăm că există un registru oarecum asemănător de experiență unică. Și atunci începem să inducem vise. Vise care se repetă constant. Și iată, este foarte importantă bucla aceasta, feedback-ul acesta. Deci noi putem construi visele în care intrăm. Exact cum reluăm experiențele de zi cu zi, deci așa cum mâncăm, așa cum mergem la servici, așa cum discutăm, așa cum cultivăm anumite înzestrări, de asemenea trebuie să cultivăm capacitatea minții de a trece dincolo și de a lua act în mod conștient de ceea ce se întâmplă în stările de vis. Până la urmă, cu visele, deci în afară de faptul că ar putea fi interesant să fii conștient sau tu știu, tu să faci în timpul viselor, așa, în mod obiectiv, ce? Adică unde te poate duce chestia asta? Deci poate fi interesant să știi ce ai făcut în vis, să ți le controlezi sau bănuiesc. Dar, concret, ce? Adică la ce duce? La ce poate duce? Eu, în faza asta, nu pot să vă spun decât experiența mea personală și ce pot să vă spun este că atâta timp cât există o personalitate și un simț al o conștiință individuală și un ego destul de puternic, acesta va încerca să acapareze experiența unită. Ce înseamnă asta? Înseamnă că va exista o intensificare a intenției ego-ului de a încerca să
decodifice niște lucruri, dar tot în dorința sa de fortificare. De această cauză, foarte mult lumea astrală, încercarea de a pătrunde în dimensiunea astrală, este foarte mult condiționată de intenția cu care se pleacă în acea explorare. Nu poate avea loc o explorare a dimensiunii astrale. Deci, o dimensiune care are o clară diferență vibratorie în sens superior față de cea a corpului, a fizicului. Da? Deci nu poate exista o pătrundere sau o cercetare a dimensiunii astrale care să se facă într-un mod oarecum adecvat acestei dimensiuni superioare atâta timp cât există încă foarte mult fortificată o dorință a egoului de a-și lărgi cumva aria de cuprindere. Înțelegeți? Deci ar fi ca și cum ceva care în realitate nu are o prea mare putere încearcă să pătrundă într-o zonă, să o interpreteze, da? Și să-și o tranșeze mereu în favoarea sa. Aspecte care sunt cumva mult diferite în funcționarea lor față de ceea ce ego-ul cunoaște. Eu mi-am dat seama că de foarte multe ori experiențele astrale pentru mine se derulau când nu eram animat de intenția de a vrea să controlez ceva. Având acele așteptări, nu simțeam libertatea și nu aveam nicio o conștiință degajată, liberă, de a percepe experiența astrală așa cum se derula ea. Putând, de exemplu, să mă decuplez de la ea, fiind conștient că realitatea visului se produce acolo, dar eu să rămân și în afara a ceea ce era perceput în acea experiență. Pe măsură ce însă lucrurile mai avansat, mi-am dat seama că adecvarea este cea mai importantă. Deci adecvarea însemnând o anumită stare care să faciliteze și prin conștiință, și prin puritate, și printr-un fel de detașare, ceea ce are loc acolo în dimensiunea asta. Care se va revela pentru tine și va putea fi înțeleasă de tine, puțin mai liberă, puțin mai liber decât ai vrea să fii atunci când te trezești. Pentru că atunci când te trezești, ego-ul este cel care vrea să pună mâna pe vis. Și să decodifice în limitele sale. Pentru că el nu poate altfel. Da. De această cauză, cărțile astea de interpretare a viselor au și nu au valoare. Au valoare în sensul în care ele trimit către, să zicem așa, arhetipuri. Și începem să descoperim arhetipurile, dar asta ne poate ajuta chiar foarte mult Jung și mai puțin aceste cărți de interpretare a viselor. Da? Pentru că acolo găsim multe, foarte multe interpretări. Dar cine dă aceste interpretări? O minte. O minte care este așa cum este când încearcă ea să pătrundă, să descifreze acolo niște lucruri. Lucruri care sunt și dincolo de ea, dincolo de mintea unei personalități. Da? Și atunci interpretările lasă foarte mult loc relativismului, la urmă, subiectivității inerente. Da. Și atunci tu te încarci cu semnificația acestor ghiduri, da, cu aceste concepte și începi să mergi în vis
preîncărcat deja cu experiența pe care ar trebui să o ai cu privire la faptul că întâlnești un cal alb sau că ai ajuns într-o pădure sau că treci o apă. Ce fel de apă este? Apa curgătoare ceva? Apa stătoare ceva? Și ești încărcat cu toate aceste lucruri. Ele vin. Ele vin după tine și te urmăresc. Cu cât urmărești încărcat de semnificație să pătrunzi această lume, cu atât tu vii din lumea reală și proiectezi lumea reală în lumea, în lumea visului, nemai lăsând experiența olimpică să fie liberă, degajată. Pentru că acolo, ceea ce tu crezi că e apă, poate să fie și doar un plan dincolo de semnificația apei. Înțelegeți? Poate să fie o dimensiune liberă de această interpretare. Poate să fie o mare de noi. Și tu totuși să o consideri o mare lichidă. Poate să fie ceva, o formă nedefinită și tu totuși, printr-un fel de asociere și colectivitate, să spui, am fost aruncat în mare. Și simt că mă năbuș, pentru că atunci când tu ai citit de faptul că ești aruncat într-un hăuto, în mare, la adâncime și te scufunzi, ai o experiență neplăcută. Da? Și se asociază aproape instantaneu experiența sufocării, da? Și tu interpretezi, am simțit, am visat că am fost aruncat în mare și nu știam să nos și m-am sufocat. Da? E un coșmar. Dacă ai fi lăsat liberă experiența, ai fi văzut că era o formă, era o formă în care ai ajuns, era liberă, nu era de densă și puteai să respiri mai departe. Nu știu dacă înțelegeți varietatea de interpretare, de semnificație și de reacție chiar în dimensiunea astrală. Da? Dar vedeți, noi chiar și astralul ni se revelează după forma, dimensiunea propriei personalități. Noi suntem configurați și în dimensiunea astrală de către noi. Noi nu vom putea ajunge într-o dimensiune astrală nediferită de noi. Ea corespunde ființei noastre într-un mod foarte fidel. Și acolo, în acea dimensiune pe care noi o creăm, pe care noi o explorăm, pentru că ce facem? Extrapolăm și ducem experiențele din viața de zi cu zi, experiențele stării de veche, le proiectăm. Sigur, nu sunt numai acestea, pentru că unele, să spunem așa, experiențe se desfășoară și libere de ceea ce le intermedia posibilitatea lor de exprimare. Deci dincolo de corp. Da. Noi nu zburăm în starea de normală, dar simțim că putem zbura. Și zborul, iată, poate că nu este asociat neapărat cu o mișcare de aripi. Da, zborul. În general, când spui zbor, te gândești la un fel de mișcare foarte interesantă care copie zborul păsărilor. Pentru că asta este asociat în mintea ta. Și totuși descoperi că zborul poate însemna și altceva în dimensiunea astrală. Da? Și poate să fie o mișcare a corpului sau un fel de translație, că tu îi spui zbor și n-are nimic de a face cu un fel de activare din subconștient a noțiunii de zbor din lumea fizică. De asemenea, nu zbor cu o navetă. S-ar putea să constați că nu zbori întotdeauna într-o navetă sau într-un avion. Deci, revin. Cu cât ființa este cumva mai pregătită, mai liberă, mai detașată de propria sa corporalitate, de propria sa stare emoțională, cu atât și chiar de încărcătura sa mentală, da? Cu atât ea lasă loc posibilităților astrale să se desfășoare. Și pe care la care el poate să participe mai conștient, mai liber. Înțelegând sau ajungând să răspundă, poate, într-un mod mai adecvat acolo. Spuneau persoane că au devenit mai conștiente de ce se întâmplă
în somn cu ele, a existat o evoluție în urma unei practici yoghine și au spus, uite, dau seama că dacă aveam până acum vise de coșmar, acum acele vise de coșmar nu mai apar. Nu știu să vă explic de ce nu mai apar. Da? Deci ceva s-a petrecut. Ce credeți că s-a petrecut? De ce în dimensiunea astrală nu mai sunt experimentate stările acestea de coșmar? Ce credeți că s-a petrecut? Depinde ce s-a petrecut și cu omul respectiv în viața de zi cu zi, probabil, că sunt și niște... Mă gândesc la mine când aveam perioade de coșmaruri și erau legate de o perioadă mai proastă din, și din viața de zi cu zi. De exemplu, muriseră părinții sau ceva de genul ăsta și atunci apăreau coșmarul. Deci, cred că depinde și de asta, nu știu. Depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Foarte mult depinde de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și a devenit conștient. Deci, să zicem că ajungi să fii conștient în vis. Dar uite, de exemplu, îmi spunea cineva că înainte, după o pierdere grea a unei persoane din familie, avea un anumit gen de vise cu un conținut emoțional perturbator, așa, erau coșmare, frici, da, și temeri, și pe urmă se prelungeau și în viața de zi cu zi. Iar după aceea, după câțiva ani, sigur, ea continua să practice, ajungând să piardă un alt membru al familiei, nu s-a mai confruntat cu stările de vis, de coșmar, pe care le-a avut atunci. Deci, iarăși, ce s-a întâmplat? Iarăși, ce se întâmplă? Poate reuși să se dezidentifice un pic de corp, de... Sigur. Și a ridicat nivelul vibrației. Și a ridicat și intră în alte lume astrale, probabil. Detașare. Da, detașare. Probabil că acționează și asupra subconștient. Exact. De asta spuneam că experiența, deci ceea ce noi suntem, la un anumit moment dat, din punctul de vedere al conștiinței, la nivel de conștiință, se reflectă în toate planurile. Atât în condiția stării de veche, da? Cu tot ce înseamnă trăire în starea de veche, în acest ansamblu, corp, energie, psihic, minte, suflet, da? Tot cuvânt și apoi spirit. Dar apoi și în dimensiunea subtilă astrală. Și apoi în dimensiunea aflată deasupra acestea, care este dimensiunea cauzală. E, felul în care noi ne adecvăm acelor dimensiuni sau felul în care suntem noi transpuși acolo, fără a exista, să spunem așa, conștiința acestor lucruri care se petrec, acestor contacte, arată de cele, întotdeauna, ceea ce noi suntem. Pentru că sunt foarte mulți oameni care au vise, dar nu și le amintesc. Sunt foarte mulți oameni care au vise care se repetă, dar și care sunt chiar perturbatoare, dar care nu ies din ele. Ele se repetă continuu și acolo. Așa cum în experiența de vieții se repetă și ajung să creeze probleme în timp. Pentru că se repetă, se repetă și creează suferință. Deci nu se modifică deloc condițiile, în ei nu se modifică nimic și atunci lucrurile tind să se repete. Așa este și în dimensiunea astrală. Eu la cursuri nu am preferat să nu mai aduc această temă în discuție datorită unor motive foarte simple pe care le-am lăsat acum să se subînțeleagă. Pentru experiența astrală trebuie să fii pregătit. Cu cât ești mai bine pregătit, cu atât semnificația ți se decodifică și este ca și cum mergi să primești viziunea și semnificația și ea te ajută mai departe. Este ca cel care
este ajutat de tot ce a făcut înainte ca să exploreze un pisc, să meargă pe un pisc. Tot antrenamentul de până acolo l-a ajutat. Și acolo, sigur, faptul că ajunge pe un pisc mai înalt, îi revelează mai multă frumusețe, o viziune mai amplă. Da. Și toate astea sunt integrate firesc, ca experiență. Da? Ce s-ar întâmpla cu cineva care nu este pregătit? El ar putea să sufere printr-o translație care are loc, care are loc dincolo de posibilitățile sale de adaptare la ele, pentru că această nepregătire a lui îl vulnerabilizează acolo. Da? Deci, cu adevărat, noi avem parte în lumea fizică de ceea ce merităm, dar la fel putem spune că avem parte de experiența onirică sau de visele sau de astralul sau de zonele ale astralului pe care le merităm. În primul rând, prin nivelul dorințelor, emoțiilor, care reflectă foarte mult această dinamică continuă a ego-ului, a experienței lui eu și al meu, dar un eu care este strict limitat, un eu care este strict condiționat, dar care se luptă încercând să crească cumva posibilitățile sale de control, dar lupta ego-ului pentru a crește controlul este mereu sortită eșecului. Deci nu ego-ul va putea controla lumea astrală. Nu ego-ul va putea să controleze ceva de pe aici. Pentru că multe dintre încercările ego-ului sunt cumva ratate. Pentru că acolo pot să fie și instincte, pot să fie interese subconștiente, dar să fie unele impregnări latente, unele scheme, unele modele de gândire care fac ca acest ego să se comporte atât de aberant uneori. Și în ciuda intenției lui de a controla, el însuși să fie vulnerabilizat de o întreagă istorie a sa pe care nu o cunoaște. Și anume se confruntă, de exemplu, vrând să controleze planul material, să-și dea seama că lăcomia pe care o are îl vulnerabilizează foarte mult în plan material. Exact ceea ce el vrea să controleze, de fapt, anume să-l domine. Și atunci, haideți să vedem ce s-ar putea întâmpla cu un om care începe să extrapoleze prin imaginație, atenție, foarte mult aici imaginația poate interveni, pentru a umple niște goluri legate de interpretarea ceea ce se întâmplă într-o dimensiune astrală. Deci dacă noi atât de mult imaginăm în viața de zi cu zi, dacă noi atât de multe ori credem, fără a fi convinși, fără a avea o bază reală, dacă noi atât de mult dramatizăm și suntem pe lângă realitate, ce credeți că vom fi mai capabili, într-o dimensiune mult mai subtilă, infinit mai vastă decât lumea aceasta fizică, de a o explora? Nu. Din această cauză, nu am mai dat curs unei direcționări care să ducă spre a face puțin mai accesibil zona astrală. Pentru că, pentru cei care se pregătesc, zona astrală este exact precum un pisc sau o înălțime care devine accesibilă în condiții sigure pentru cel care este foarte interesat de aceasta. Care înțelege că trebuie să se preocupe, să fie asigurat, să aibă experiență multă în spate pentru a ajunge să dialogueze sau să corespundă, să fie adecvat mediului care îl presupune mare înălțime. Pentru că din punctul de vedere al frecvenței vibratorii, astralul are evident o înălțime, sau mai bine spus, o frecvență superioară de vibrație față de lumea pământească. Și acum, sunt dimensiunile ale astralului care țin de partea subiectivă. Este acea dimensiune, aș putea spune, zona inferioară a astralului este zona care duplică aproape lumea fizică. Da? Și unde regăsești toate componentele subiective ale unei vieți fizice pe care o trăiești acum, cu toate suprapunerile. Da? Și în astralul acela, tu dorești lucrurile poate mai mărunte ale vieții de zi cu zi. Se reflectă experiențele lumii fizice acolo. Ai însă un sentiment
Oare cum ai fi? Ca și cum ai recunoaște acolo ceva. Pentru că este ceea ce este aici, este acolo, însă, sigur, suprapus, pe o, adică existând o mai mare plasticitate a acelui univers astral, niște lucruri pot să pară că sunt modificate. Dar tu vei explora lumea cu aceeași, cu aceleași dorințe ale tale, cu aceleași frici ale tale, cu aceleași intenții ale tale. Vei simți că, virgulă, comunici în același mod, nimic nou nu se întâmplă acolo. Multe dintre experiențe sunt cele care țin de viața de zi cu zi, sigur, cu niște suprapuneri, dar vor fi rude, vor fi prieteni, vor fi unele ființe pe care le recunoști din lumea fizică, mai puțin experiențe diferite. Da? Mai puțin, poate. Iar cele care vor fi diferite, le vei duce tot în aria aceea, interpretându-le într-un dincolo de această dublură a zona astrală a ceea ce este fizic, există totuși paliere mai înalte din punct de vedere a frecvenței vibratorii. Da? Și la ele se ajunge printr-o, de asemenea printr-o adecvare a conștiinței celui care explorează această lume. Și pe măsură ce suntem mai adecvați acelor planuri cu o vibrație astrală superioară, deci pe măsură ce propria noastră conștiință vibratorie este mai înaltă, dimensiunea astrală este integrată de către vehiculul tău astral, care este și adaptat pentru acea explorare. Da. Și apar experiențe specifice.